ce-i cu poveștile astea? Ți-am zis eu. Ce, dar ce, când vreodată aș fi o curioasă de omul ăsta? Pe bune, se crede prea important și deja o dăm penibil. Cuțile astea. Bine că nu mai aveți materiale, dar faceți-le între voi, nu cu mine. E că mai bine să te ai tu cu mine pe pătură și nu te mai duce tu în apă să mai fi discuții. Păi am făcat de la fotbal, am fost să mă spăl în apă, am uitat în apă, m-am spălat, am stat cu leta, am vorbit două vorbe și apoi am ieșit acolo. Că vezi ce se interpretează, ce se zice, ai văzut. Eu ți-am zis ce s-a întâmplat, recordam să dacă vreau să se întâmple și atunci. Da, și eu te cred, normal, numai asta am zis. Filip e exact ca mine. O văzut exemplu ieri, m-am certat cu Livian, după 5 minute m-am dus și i-am dus sandwich. S-a uitat și el și Livian, zic, de ce i-ai adus de la Berna pentru Filip? Nu, de la mine pentru tine. Și rămas așa. Serios. Că ne trece repede. Adică ne enervăm foarte tare și pe ne trece repede. Da, da, asta da. Sunt niște perioade. Și dar nu sunt bune discuțiile astea. Și mie și lui Livian, pe mine nu-mi plac discuțiile astea. Vorbi și cu el. Nu ne plac discuțiile astea așa, în sensul ăsta. Adică bine, nimeni să nu vorbești. Poți să vorbești, dar să nu ajungi să faci o ceartă din bine, dar preferi alta să se ducă cu altul? Pe nu. Adică da, să tac și pa să fac? Asta am zis mai devreme. Vii să vorbești cu ne, vorbim ca nu se vii să ne certăm. Să ții pe urii, să nu mă crezi cum vorbești, cum vorbim. Te acuza să vadă cum reacționezi. Da, nu, dacă eram de ce nu puteam să facem chestia asta, dacă vreau, am fost la ea și i-am recunoscut. Vezi că s-a întâmplat asta, ca să știi. Nu puteam să ascund dacă era ceva. Ți-ai și făcut eu greșit? E adevărat, dar uite, Luigi zice de altă fază. Și ai încredere în mine sau adică n-are încredere în mine? Păi nu, dacă e altă fază, poate tu nu-ți amintești, poate tu n-ai dat importanță și au dat importanță. Că nici ea nu-și amintește și de faza ta. Eu... Nu de faza lui de-a lui Pirui. Cu Pirui de două ori făcut glumă. Nu, faza lui când ea... El ar fi auzit-o pe ea. El a fost pe ea că a zis, dar ce Filip, mă vrei înapoi sau cum a fost? Poate nu-și amintește ea, eu cred. Dar mă gândesc de ce, adică știu de ce. Și, da, adică de asta îmi fac înțeleg. Și tu mi-ai zis în cameră, știi, Berna, poate eu zis chestia asta, că ai înțeles, știi? Da, da, da. Și o fi uitat, știi? Da. Se poate. Eu, dacă știi că s-a întâmplat ceva, să-și zic, bă, poate, nu știu, nu, dar nu mi-amintesc, aș zice, nu mi-amintesc. Da. Că tu nu cred că aveai de ce să minți. Păi, deci, adică m-am băgat singur în groapă? Da. Da, știu că Berna mi-a zis, fata, uite că a fost o fază și n-am... Data viitoare, lung cu tu și de-asta. Data viitoare stai lângă mine, nu mă interesează. Nu, data viitoare. Data viitoare și oricine te cheamă în apă, nu mă duc și gata. Bă, 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 bă. Poate iau că tu și de-ale te leg de pe glom. Nu, dar să mă ieși de la fotbal, nu mergi și să stai în apă că s-o încălzit, îți dai seama. Păi că astea erau acolo și ce vorbeau și că făceau râcă de asta, n-am ce să fac, știi, n-am eu de vină să ieri. Păi, da. Înțelegi? Filip, ai înțeles subiectul. Da. Ai înțeles că n-am fost. Ce credeai tu în paranoia ta? Bine, trebuie să te obișnuiești oricum și cu stilul ei. Da, și lui. Dar trebuie să înțeleagă că apare o să fie mult mai rău când se întâmplă ceva, când cineva... Nu, dar nu cred că o să vină cineva la astăzi că Berna, nu știu ce. Da. Și dacă e atunci chiar o să aibă încredere în tine. Ce, adică afară cunoscut. Dacă nu erai cunoscut, da, dar așa în afară o să fie o grămadă, numai să o facă... Păi numai când ești în club se întâmplă grămadă de chestii, adică... Păi nimic aici. Fetele sunt mai rele ca și băieții. În club te duci? Băieții e că mă văd cu el, nu mai vin băieții. Știi că băieții se simt. Bine. Dar fetele, chiar dacă ești cu fata, se urcă pe tine. În club te duci tu cu el, se duce el singur. Normal că eu cu mine. Pe asta sigur aștept să ies cu ea. Păi și eu să mă duc atunci singur. Nu mai zi niște nimic de ea și nici ea nu o să mai zic. Pare că n-am deschis nimic. Dar eu nici n-am zis. Ia deschis. Eu doar comentez aberația lui. Ia deschis. Eu doar, el mi-a spus și am vrut să vă întreb. Adică nu mă cer cu nimeni, nu vreau ceartă, să văd care... Dar nu se ceartă nimeni, alo. Chiar nu se ceartă nimeni. Eu n-am de ce să mă cer pe niște aberații. Chiar nu, nu vreau să vă mai dau curs deloc. Puteți să inventați cât vreți, nu mă interesează. Faceți-mi vă materialele. Poate nu-și mai amintește, nu cu poate mine. O uitat. Nu mai vreau. Omul mai uită, Doamne ajută. Nu mai vreau. Ce să mai zic? Materiale cu voi. Eu am zis ce... Da, poate uita și ea o fi zis. Nu am de ce să zic, lasă, nu-mi băgat-mi mie vorbe cum vrei tu. Poate o zis. Da, îl caut în fiecare noapte pe Filip. Filip, tu te adu mesajele care noi le avem. Liniștită! Tu te adu mesajele, Filip. Fii sincer. Tu te adu mesajele, Filip. Te-ai dorit să vorbești. Tu te adu mesajele. Te-ai dorit? Eu zic să fii sincer până la capăt. Ce mesaje? Bă, voi vorbiți neascuns? Da, și nu vrea să recunoască. Eu?
cea mai proastă pucheală ai putut zice acum. Sincer, nu faci rol la mie și Robert. Lasă, Filip, lasă. Așa că stai tu cu minte. Lasă. Stai tu cu minte. Păi dacă după câte i-ai spus, Sergio, ce faci? Și câte ai făcut cu ea, sincer, să vorbească cu tine ar fi o rușine pentru ea, nu pentru tine. Nu, eu am zis, el îmi scrie. Dacă ea e disperată și ar dori să vorbească cu mine ea. Da, dar ar fi... Ea e disperată și ar dori să vorbească cu mine ea. Ce prostii discutat. Eu iau la mișto, tu nu-ți dai seama. Eu chiar fac mișto. Da, ești tare. Ai zero haz. Sunăm hazul. Ai hazul la fin, hazul la fin, fin, puțin la un. Eu n-am fost acolo, sau dacă au zis sau nu zis. Sincer. Cum ați zis și voi, nu știu ce, dacă ar minți, nu știu ce ar minți Filip, dacă ar fi zis Gigi, da. Nu știu exact. Ce n-ar recunoaște. Ți-e dor de mine, ți-e dor de mort. Bă, nu vreau să credeți, dar care e? De-aia se comportă, nu se comportă. Păi da, tu ca femeie simți că nu e bărbat. Da. Logic, nu? Eu dacă te urăz, eu nu caut, eu nu caut subiecte cu ei. Se vede că eu nu i-am la inimă. Eu chiar nu caut subiecte cu ei. Se vede. Asta pentru că chiar îmi displace. Dar ei zis, Berna, că e greu, că nu ești în casă, că n-are cu cine să vorbească, deci are cunoscut, nu? Se plictisește. Se plictisește, da. Eu mai de asta nu mai vreau să o ajut. Și dacă te uitai la una dintre ele, știi că ești condamnat, la Ligi te-ai uitat. La Ligia. Și la Ela, la... dacă se nu, uite, era la ultima... dacă Ela întârzi. Nu, zic, era ultima persoană din casă. Zic, acum de Berna, știi, după ce o zici Ligi că te-ai uitat în gală, dacă o să surprindă Berna o fază când te uiți în sus, nu o să vadă unde te uiți, știi? Și o să zică, bă, uite, aici. Dar asta era ultima persoană. De ce îmi pare rău? Că mi-am dat drumul la gura acum și n-am făcut cum a făcut Andy. Ce te uiți, mă, la mine? Normal, aia mi-a fost planul. Ca să nu mai be nimic să spun. Eu o să mă uit la tine. Dar stai liniștit, acum ce ceri să faci, faci degeaba, dar crede-mă că... scot nimic în evidență, că, doar încetează să mai minți despre mine și nu mai suferi nimic. Să vorbești cu mine. Te rog eu mult de tot. Dar ești o femeie frumoasă. Te rog eu, încetează să-ți mai dorești să mai vorbești cu mine, că tu ai o iubită. Ar trebui să fii atent la ea, nu la mine. Băi, petito, ești cu capul, tu totul vorbești de mine. Ar trebui să fii atent la iubita ta și nu la mine. Eu sunt atentă la iubita mea. Bine, dragă. Nu, hai de gata. Ligi, tu stai și vorbești de mine. Nu vei și acum la masă, nici că nu vezi că ai dat-o de purtana, m-am vorbit. Nu, gata. Calma-te acolo, știu că ți-e dor de mine. Nu te alarma. Dar banca ta, că nu te liniștește-te. Așa că stai tu liniștită. Ai cu mințel tu acolo. Știu că ți-e dor de mine, dar de tine. E greu. E dor de Ligi și nu vrei să zici, ha? Ce poți? Îți dai seama ce filme are? Ai vrea tu filme? Ei, ce vrea tu să-mi fie mie dor de tine? Ai vrea tu să-mi fie mie dor de tine? Îmi pierd, da. Filip, eu știu că tu ai vrea să-mi fie dor de tine, dar nu mie, nu? Stai cum facem? Piciorul care... Zi tu. Stai tu niștită că am iubit-o, iubesc, mă iubește, nu mă interesează nici de persoana ta, nici dacă ai fi ultima femeie după lume. Știi. Așa că vezi tu de viața ta. Te cred, dar nu că eu te cred pe calma. Cuvânt, Filip, eu pe cuvânt te cred. Tu doar în emisiune te poți uita, Berna. Da, o să fiu foarte când el trece pe aici, acolo. Când ea urcă stările, doar atunci. Marius, uite, eu stau lejeră că să am încredere ieri, dar dacă faci așa ceva, eu nu am aplaufe. Și o să văd dacă vrei, băiatul meu... Nu o lua așa, Berna. Dar eu oarecum... Eu nu suport chestia asta, Diana. Eu oarecum... Înțelegi? Nu trebuia să-l anunț. Frustrant ca ea să nu fie crezută. Cred că ea ești afară. Dar de ce nu stai să asculți ce spune Marius? Ești afară, dar stai să asculți ce-o zi spune la sfârșit. Dar nu-i ține partea, că n-are de stat, nu-i ține partea Ligii. Eu nu cred, dar eu... Dar nu e problemă că-i ține partea, că-i ține că-s prieteni, dar nu trebuie să-i țină partea. Eu nu cred și ieri că n-a avut dreptate, era certat. Marius se referea că până la urmă toți ne-am intersectat cu privirile. Și eu cu el, și cu Livian, și cu toți. Dacă eu ți-explic, dacă eu ți-explic o situație, de ce trebuie să o dai tu din viziunea ta? Când eu ți-explic aici, ai talent. Explică cum ne-o, dar uite, mă uite. El a zis așa, Marius, cu ea. În gală, i-a spus bebe, n-ai cum să surprinzi așa ceva, doar ei doi pot să confirme. Nu are cum să se vadă la cameră. Eu n-am spus că o să se vadă la cameră. Deci tu Ligi, de exemplu, uite-te, tu te uiți încolo și eu cum am uit la tine și uite-te la mine. Dacă te uiți așa, așa l-ai prins, uite-te la mine să vezi. Așa l-ai prins. Tu ești lângă Bianca. Da. De ce te uiți tu la mine când discuția era de Bianca sau de deci, una de deci jos? El făcea ceva de genul așa. Da, și-o întors direct privirea, dar îmi pare rău, îmi pare rău că am spus-o astăzi și îmi pare rău că n-am spus-o când am... Când m-am gândit de o să spun. Când se uitam, ce te mai uiți mă la mine? Asta am vrut să-i fac lui Filip. No, dacă mă credeți, dacă nu, credeți că vreau să fac intrigi, credeți că sunt mincinoasă, să credeți ce vreți voi, că nu, chiar nu mă interesează. No, sincer, eu... Ia, când cu bare nu, eu să fiu de acum atentă, deci dacă eu am să până acum liniștită... Păi de acolo, oricum nu o să se mai uite, stai liniștit. Vreau să-l văd eu cu ochii aceia. Eu zic că o să se uite, pentru că sunt momente când trebuie să te uiți. Dar la mine n-avea de ce să se uite Marius, asta e ideea.
Ligi, dar n-am nu vorbea spus, cu mine. Spus doar că dar, Ligi, e posibil trebuia să de demonstrat prin spate, camere. Eu n-am spus nimic de camere, Marius. Uite și de mine, face o încercare. Mă uit înspre voi și spun că nu știi la cine mă uit de pe camere. Dar n-am spus că o să se vadă pe cameră. A, ok, asta am zis și eu. Puteți ști doar voi doi, în rest nimeni. Ligi, trebuia să zici la Daiana. Eu am recunoscut. Daiana știe de multă vreme. Daiana știe de multă vreme. Dar nu, mai trebuia să-mi ziceți mie. Tu, Berna, a spus mie, Berna, că tu ești prietena mea. Văd eu așa ce, adică sunt ca între fete, bă, să văd. Uite, ce vrei tu mie să spun ție? Vezi că sunt iubitul meu la tine, adică ei, nu știu. Lasă-mă, ce zic? Adică să mă uși o să-l prind. E clar, dacă era să fie așa, așa, sigur zicea asta dacă se întâmplă. Eu n-am vrut să spun când întâmplă, mă, poate i s-o intersecta privirile, poate. Dacă deja zilnic te uiți la mine, spune ceva. Scurt. Pare rău. Berna lângă mine, mă uita la tine. Da, Filip, îmi pare rău că nu ți-am spus. Filip, de ce tu ești la mine? Că parcă tu mă urăști. Ceea ce mă face și când erai cu Ligi, te-ai uitat la Berna. Da, dar s-a uitat de multe ori. Știi ce trăiesc? S-a uitat de multe ori. Trăiesc un deja vu ca și... Daiana! Ca și atunci cu florile când o cobor în Filip. Și s-a uitat la mine la favorit, Filip. Știi ce mi se pare ciudat? Că tu când erai cu Ligi, la fel te uitai la Berna și Berna la fel a venit și a zis anumite chestii pe care Ligi le zice acum. Dar de ce vorbesc prost, Ligi? Nu știi tu că vorbești prost. O dai ca și când eu aș fi paranoică. Dar n-am nu, decis nu, să sunt paranoică. Ligi, Berna zis... avea sentimente și era în flăcări după Filip. La mine e invers. Eu sunt gheață. Dar eu n-am eu că... sunt cubul de gheață, era... Eu înțeleg, Ligi, dar n-am zis că Mința a zis că trăiesc undeva, un deja vu, că atunci când o coborâ cu florile, exact aceeași poveste, parcă a fost tot așa, bă, s-uită. Eu v-am zis, eu n-am vrut să spun din prima, a doua, a treia, a zecea oară, pentru că m-am gândit, mă, se întâmplă, suntem în aceeași lasă casă. Lasă, băi, nu cu vrăjeala asta, dacă vorbesc era cu adevărat tine. Să mă uit la tine și asta ziceai din Filip. Prima, era, cred că erai fiartă să zici. Nu odată că mă uite o lună da, cine ceva tu, la tine, ziceai instant, când aveam o discuție cu tine, ziceai instant. Dar cine mai ca să faci rău. Se zici ceva cu adevărat, Filip, dar crede-mă că ziceai. Eu n-am sentimentele Bernei pentru față. Tine. Și asta, că arunca să faci ceartă cu mine și cu Berna, dacă era să te crezi asta, o ziceai cu ușurință. Nu, că n-am așa de că ce. Nu o dat tu așa. N-am de ce să le spun cu ușurință. Eu n-am niciun gram de sentiment pentru tine. Ea era entuziasmată să te vadă că te uiți la ea. Eu nu ești sunt. Ești antipatică în fața mea. Ai înțeles? Eu adică... spun ce simt eu pentru tine. Nu vorbeam de sentimentele tale. Vorbeam de ale mele. Și eu zic că pe tine nu te suport. E simplu. Cum dacă... tu mă uiți la tine dacă eu nu te suport? Știu, Filip. De asta a adus și minciuna asta în emisiune. Asta am zis minciuna asta. Am zis la mare, n-am nu. N-am zis minciuna asta, chestia asta s-a întâmplat. Ai, Filip, las-o așa, că n-are. Chestia asta s-a întâmplat, n-aveam eu ce să-mi fac. Ai adică mă făceam mie rău în relația mea. Ai fi vrut să auzi asta, așa? Cred că tu te-ai gândit mult, ei, ce mi-ar plăcea să vină așa minciuna mie. Așa dacă erai tu în altă lume, așa ai zis. Filip, ce dormi, ei, tu ai fi vrut de fapt asta. De-aia gândul tău s-o și dus acolo. Motivul ăsta. Niciodată în viața asta nu s-a întâmplat. Ai dreptate. Mai ales tu. Ai dreptate. Mai ales mie, asta zic eu, mai ales ai fi ultima persoană, crede-mă. Știu. Și ultima persoană. Te cred. Ai fi ultima persoană în viața asta să stau eu să mă iei după ea. În fel, așa a fost și Bianca, știi? A avut frica asta că eu când... S-a seamănă oare cum poveștile noastre. Că eu când am fost cu ea, eram în cunoștință cu Andreea, știi? Nu, și de acolo am sărit la Bianca. Tu erai cu Ligi și ai sărit la Berna. Și atât Bianca cât și Berna o să trăiască, adică trăiesc cu frica aia că bă, pot îl pierd în exact același mod, știi? Și de asta e așa e agitată. Mai ales și acum cu chestia cu văzutul, cu puii mei. Că te-ai uitat, știi că ea i-a reproșat la Ligi că tu te-ai uitat când ai coborât cu florile sau cu nu știu ce, știi? Și acum ai frică, nu sunt... Ai cum comparație, de Berna îmi plăcea. Eu zic ce cred eu că e în capul ei. Ești chiar ești nesimțit, Filip. Cine eu? Da, păi de ce? Păi tu ai stat cu Ligi și spui că atunci nu-ți plăcea de ea și e o comparație că de Berna îmi plăcea. Eu vorbesc cu vreme cu Berna în noiembrie, ai înțeles? Ligi a venit în februarie. Dacă îți plăcea așa mult de Berna, când ai văzut-o pe scări, îmi spuneai papa. Hai să zic ceva. Nu vorbeai cu Berna din noiembrie și vorbeai cu 20 de fete din noiembrie. Auzi, dar tu acum ce te bagi? Nu era doar Berna. Și intrarea erai și tu, nu? Păi am fost eu, da. Acum nu trebuie să vei să dau și o chestie de asta, nu trebuie să te bași. Păi dar nu, eu încerc să-ți explic o situație și tu o dai în altă situație. De ce nu înțeleg, Andreea? Nu înțeleg de ce lui Filip este ciudă când îi spun. Nu știu, nu înțeleg de ce vrea. Da, pentru că ai credibilitate. Printre ălea erai și tu, nu știu ce. Bun, frate, nu eram. Dar uite și afară, eu când am fost la dar țigare. Dar pe tine nu te-a deranjat, că nu îl voiai numai. El se juca cu mine, mi-a apăsat pe buton, bam, atingea. Când? Filip, când am fost la țigare. Și ți-o mirosi parfumul când o căzu Marius? Bine, că m-am dat cu parfumul lui Gabi, da. Nu contează, dar ce interesare el să-ți miroase ție parfumul? Care... Nu, dar chiar așa a și fost. Vorbesc foarte serios, deci chiar nu, eu nu aduc minciune, ești credeți-mă.